Da, vreau să vă spun că inițial noi de câțiva ani buni inițiem proiecte, dar șansele au fost foarte minime. Adică ele n-au îndeplinit, chiar dacă au avut punctajul, n-au intrat în finanțare, cum ar fi măsura 322, ordonanța 7, alte măsuri pe drumuri forestiere. Acum, recent, am despărțit toate aceste ce intra pe măsura respectivă pe 322 și le-am despărțit. Drumuri separat, cămin cultural, alimentare cu apă. Ni s-au aprobat de către Ministerul Dezvoltării 8 km de alimentare cu apă, asta însumând vreo 15 miliarde bani vechi, pe hotărârea de guvern 577. A avut loc licitația, s-a și anunțat firma câștigătoare. Deocamdată suntem în luarea de avize pentru a elibera autorizația de construire pentru 8 km de apă în satele Runcu, Gropeni și Văratece. Mai avem un drum de 3 km. El se numește Drumul Comunal Valea Babii Surpați-Urluiești. Tot pe hotărârea de guvern 577 a avut loc licitația, s-a desemnat câștigătorul, suntem în luarea de avize pentru eliberarea autorizației de construcție. Deocamdată nu am primit bani pentru derularea proiectelor. Deci acum suntem în derulare, nu suntem în execuție deocamdată, să nu, firmele n-au sosit încă, să am încheiat contractele, dar așteptăm să ne apucăm de treabă. Nu. Căminul cultural, care l-am avut tot pe măsura 322 din Runcu Centru, a suferit o alunecare gravă de teren. Era vorba de o consolidare și la care s-a efectuat și o expertiză tehnică, l-am dus acum la Compania Națională de Investiții. Să vedem care vor fi șansele și pentru acest cămin. L-am reabilitat noi cu bani de la bugetul local și să sperăm să rezolvăm pe moment asta, dar nu este o rezolvare. Sperăm ca pe viitor să avem să avem o finanțare pentru el. De fezabilitate și nu numai studiile și avizele pentru care le luăm pentru eliberarea aici, ar trebui, ca fiind instituție, să nu ne mai atâția bani. Fiecare instituție unde necesită aviz în certificatul de urbanism pentru eliberarea autorizației de construcție, trebuie să plătim foarte mulți bani. Și asta este mai ales pentru primăriile mici, comunele care nu sunt, n-au dezvoltat economic, nu sunt dezvoltate economic, e foarte greu să te. Dar trebuie să le faci. Da, așa este. Și studiile de fezabilitate, firmele, dar noi suntem nevoiți să dăm pentru că atunci e măsura și atunci au loc, trebuie să le faci. Da, adevărat, așa Am este. dorit să ne sprijine tare, tare mult în ceea ce privește infrastructura, drumurile locale, județene. Noi avem un drum județean, 703F, Runcu Cepari, Râmnicu Vâlcea, Runcu Cepari, care am face legătura cu județul Argeș pe aici. Aici am ajunge în 20 de minute la Tigveni, Cepari, cât ar trebui. Dacă noi am avea legătura asta făcută prin drumul județean, 2 km ar mai fi de legătura a drumului județean. E drumul de pământ, nici nu se mai cunoaște nimic acest drum. Am scutit 150 de kilometri cât au ocolit pe Vâlcea și a ieșit spre Argeș. Deci infrastructura ne-ar fi tare de folos să meargă în comunele astea defavorizate, cum am spune noi. Asta este lucrul cel mai important. Drumurile. Omul dacă are drum, poți să, el vine să stabilește acolo, curent are, energie are, apă are. Asta ar fi cel mai important, infrastructura drumurilor. Asta am rugat noi să ne sprijine tare mult în ceea ce privește infrastructura de drum, mai ales noi în zona asta de deal, cum unde ne aflăm. Aici stăm foarte prost cu drumurile. Noi facem, dar bugetul local nu ne permite să putem asfalta sau balastra kilometri de drumuri. Trebuie să faci legătura între sate pentru că nu intră ambulanța, nu intră incendiile, nu.
și au loc atâtea evenimente la nivelul unei comunități. Sigur, ar fi necesar. Aici s-ar preta la noi ceva turismul, ceva investitori să vină să le dăm noi terenuri, avem pajiști, pășuni de 300 și ceva de hectare. Am putea să facem, să le oferim la investitori ceva. Ne-am propus aici, eu fac parte dintr-un GAL, un grup de acțiune locală cu județul Argeș, câteva comune din județul Argeș, vreo 24 de comune, în care ne-am propus să facem un depozit de preluare a fructelor. Aici predomină, sunt fructe foarte multe, ele se prăpădesc degeaba. Suntem în relații bune, noi suntem în alianță. Eu am candidate din partea PNL-PSD, suntem în alianță. Am rugat pe domnul președinte Câlea să, pentru că dânsul este președinte al Consiliului Județean și este din partea PSD, îl rog tare mult să mă sprijine în infrastructură, să-mi dea bani pentru proiectele astea cel puțin, să ne ajute pentru asfaltarea sau pietruirea, drumurile de interes local cel puțin. Numai, și ăla de interes județean e mare lucru să-l propun la Ministerul Dezvoltării și să ne sprijine în realizarea. E adevărat, acolo sus, dar noi, eu sper că ei acolo să coboare la nivelul nostru, aici la comunitățile locale, pentru că noi nu facem politică și noi facem politica comunităților din teritoriu. Noi trebuie să sprijinim comunitățile să-și rezolve cumva, că ei și-au pus bazele în noi, și în senatori, și în deputați, și în primari. Suntem sprijiniți politic, fiecare primar, de fiecare partid politic, să zic, dar noi facem politica cetățeanului. Aici nu trebuie să spunem că unul e PSD, unul PNL, unul PDL, unul. Noi toți luptăm, trebuie să luptăm, și consilierii locali, de ce natură sunt ei, pentru comunitatea noastră. Pentru cei din comunitățile noastre. Oamenii ne-au ales și au pus bazele în noi și atunci noi ce facem? Dacă ăla zice eu sunt de politica, eu sunt de alaltă, eu sunt de alaltă. Aici trebuie mai multă. Eu le-aș dori să fim mai concilianți și să pe posturile de televiziune să nu se mai certe. Nu știu dacă în realitate se ceartă sau se ceartă numai la televizor, dar oamenii văd și așa fac și ei și la nivelul ăsta. Se ceară consilier de coloratura politică cu altul de altul și uite așa mai departe. Și de asta nu merg treburile bine. Să lăsăm naiba toate orgoliile la o parte și să facem treabă. Pentru că o viață, nu stăm atât, poate unii stau un mandat, alții stau două, alții trei, alții niciunul. Vă mulțumim și noi pentru că v-ați deplasat la noi și că ne-ați acordat atenția cuvenită și avem încrederea că prin discursul dumneavoastră și împreună cu cei care lucrează la Radio Oltenia să ne, eu știu, să ne ajutați în problemele astea ale noastre care ne macină de mult timp și vezi că noi nu suntem la Radio Oltenia, suntem la Vocea Oltenia. Vocea Oltenia. Asta este dejeu care iese la Cepari. În limita cu 2 km de pământ, păduri, ăsta, domnule, ăsta este. Deci el este asfalt, ne-ar mai trebui 5 km de asfalt, dar plus 2, vreo 7 km ăștia ar fi. Dar 2 sunt de pământ, că nu se poate circula, domnule, deloc pe el. Ce dragul, domnule, se poate. 2 km de drum județean, nu se mai cunoaște că e nici potecă. Poate din județul Argeș, de-am format comuna Runcu, știți? Atunci în 68. Da. Și au rămas, ele sunt. Și tot mă chinui cu ei, hai mă să facem tot județean, să mai asfaltăm și noi un kilometru, hai să mai... Ce mai facem și noi prin... Da, Emilian, cu toate că aveam nevoie de el acolo, el ne-a ajutat tare mult cu el, am asfaltat atunci drumul de la Fedeleșu până la Runcu, au fost câteva lucruri importante. Adică e foarte bun.